Săptămâna trecută i-am simulat cariera lui Bogdan IBM și v-am rugat să-mi lăsați în comentarii cu cine ați vrea să mai facem, iar cel mai apreciat comentariu a fost cu Teo Zeciu, peste 200 de like-uri și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Așa că în acest episod îi vom resimula cariera lui Teo Zeciu și el, unul dintre cei mai iubiți youtuberi din România, care de asemenea are tangențe cu fotbalul, așa că l-am creat aici în FC24 la voluntari, pentru că din câte știu eu, Teo Zeciu este din București, n-am vrut să pun la Steaua, la Rapid sau la Dinamo, am zis la voluntar să fie cât de cât realistic și l-avem Teo Zeci, pentru că nu pot să-i pun chiar tot numele, dar este și fața lui aici, 60 overall, 19 ani, nu este vârsta din viața reală, dar ca să facem o resimulare ca în lumea, trebuie să-i punem o vârstă mai mică ca să aibă de unde să crească. Și din nou, dacă aveți o sugestie cu cineva cu care să facem săptămâna viitoare o altă simulare de carieră, scrieți în comentarii și cel mai apreciat comentariu va decide următoarea simulare, așa că scrieți acolo și apreciați comentariile pe care le placeți. Așa. Și dacă tot suntem aici la Teo Zeciu, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, să facem și la acest clip peste 600 de like-uri, pentru că am văzut că vă plac foarte mult aceste simulări, așa că fără să mai lungim, suntem la FC Voluntari, unde Teo Zeciu are 60 overall și nu ar fi atacantul titular al echipei, așa că vom schimba formația și vom merge cu o formație cu 2 atacanți, poate 4-1-2-1-2 wide, în fine, să văd eu, poate găsesc o altă formație în care Teo Zeciu să fie titular alături de Dumiter, jucător la FCSB. Și haideți să îi dăm și un development plan în primul sezon al lui Teo Zeciu, are foarte puțin pace în viața reală, am văzut că Teo știe acolo cât de cât cu mingea. Să îi dăm un mobile striker să crească viteza aia, să îl facem și pe el cât se poate de rapid și fără să mai sunt la discuții, mergem direct la finalul sezonului numărul 1. Așa băieți, am ajuns la finalul primului sezon din cariera lui Teo Zeciu și suntem bineînțeles la voluntari. Haide să vedem pe ce loc a terminat voluntari în clasament. Pe locul 1 în play-out, ceea ce este mult mai bine decât în viața reală. FCSB câștigă campionatul, locul 1 venim, locul 2, locul... în acest moment când filmez eu Steaua la campionatul, deci ca idee. Cupa națională este câștigată de FCSB. Playoff-ul Super League este luat de voluntari, așa că vor fi în Conference League. Va fi interesant, poate să mai rămânem încă un sezon la voluntari, să nu plecăm chiar așa din primul sezon. Mamă, minus 7 pentru Fernandez ăsta, bine că l-avem pe Vâlceanu. Haideți să vedem cine a fost goalgetter. Teo Zeciu, plus 8 overall. Cred că e prima oară când văd asta într-un singur sezon, plus 8. Nu cred că mai a văzut la niciun jucător. 18 goluri, 3 asisturi, goalgetterul celor de la voluntari. Și sunt curios dacă în campionat a fost pe primul loc Teo Zeciu, a fost pe locul 6 în topul golgheterilor din campionat, 15 goluri în 37 de partide pentru un prim sezon al unui puști în Superliga României, este senzațional și o să mai rămânem la voluntari încă un sezon. Iar pentru sezonul numărul 2, cred că o să rămânem pe același mobile striker. Cred că, sau nu, finishing, hai să crezi și finishing, o să mergem pe poacher mai bine, să crească și finishing-ul ăla. Așadar, sezonul numărul 2 al lui Teo Zeciu, în continuare la FC Voluntari și cred că am văzut din nou că suntem în play-off ăsta de Super League. Ia să vedem, din nou cu Rapid, îi batem din nou? Nu, ne bate Rapid, în fine. Înseamnă că am terminat din nou pe un loc în play-out. Și anume pe locul 1, aceeași poziționare FCSB din nou campionatul, locul 2, locul 1 venim, Cupa Națională, o ia Botoșaniu, ok, interesant, voluntari pierde cu Farul Constanța, în rest nu mai avem la ce să ne uităm. Haideți să vedem pe câte goluri a marcat Teo Zeciu și vedem că n-a mai fost goalgetter, Munteanu și cu Dumiter i-au luat fața, 9 goluri, 2 asisturi, dar plus 6 overall îl propulsează până la un 75. Nu înțeleg de ce n-a mai marcat atât de mult, adică a crescut, uitați, finishing 69, 91 attacking positioning, a crescut foarte mult la shooting. Teo Zeciu se descurcă foarte bine până acum în cariera sa, dar m-a așezat la mai multe goluri, sincer. În primul sezon a avut 18, acum doar jumătate. Haideți să vedem la ce echipă va pleca Zeciu. Și Teo Zeciu primește direct o ofertă englezească de la Everton. Nu știu ce să zic, aș accepta oferta, este interesantă. Nu prea primim oferte de la Everton când facem simulări de carieră. Deci la Everton l-avem pe Dele Alli, Beto.
Da, oricum nici nu ar fi titular. Deci degeaba mergem la Everton, clar. O să dăm reject la această ofertă. Și vine ofertă de la Al Hilal din Arabia Saudită și de la Braga, foarte interesant, din Portugalia. De obicei când vine o ofertă din Portugalia e ori Porto, ori Sporting, dar Braga nu prea vine. Așa că din nou mă tentează această ofertă. Braga are atacant pe Simic. Păi, sincer, are și pe Mateu să se împartă. Nu e o echipă care să câștige campionatul în Portugalia, dar e echipa de la care Teo 10 o să plece mai departe spre un campionat și mai puternic, așa că acceptăm această ofertă. Mi se pare foarte ok. Teo 10 la Braga, here we go, aș putea spune. Așa că vom schimba campionatul, mergem la Braga, o echipă la care nu cred că am mai fost niciodată în vreo simulare de carieră. O echipă cu o istorie bună în Portugalia. O echipă de tradiție, chiar aș putea spune. Și o echipă la care Teo 10 o să fie titular. N-are cine joace în locul lui. Mai e Bruma aici, mai e Lopez, Horta ăsta 82, Zalazar, Mozrati. Bă, îmi place echipa asta, chiar este o echipă bună. Ieri Mina a fost la Barcelona. Și haide să îi dăm un development plan lui Teo 10. Mă gândesc că nu știu, mergem. Uite, target player, cred că ar fi combinația bună să crească finishing-ul ăsta și physical acolo mai mult. Mergem pe target player și simulăm sezonul numărul 3 deja din cariera lui Teo 10. Așadar am ajuns la finalul sezonului numărul 3 din cariera lui Teo 10 la Braga și haide să vedem cum s-a descurcat al nostru 10 și... Am fost în semifinala Europa League, n-am câștigat campionatul, Porto este campioană, am fost pe locul 4 chiar. Ne-a dominat, a fost peste noi Aroruca, noi am fost peste Sporting Lisabona, ceea ce este bine. Am pierdut cu Porto și hai să vedem în Europa League, unde Inter este câștigătoare într-o finală cu Paris Saint-Germain. Braga e și pe locul 2 din grupa asta, ceea ce înseamnă că trebuie să meargă în preliminarii, unde a bătut-o pe Rangers. În runda 16-a am vins-o pe Fiorentina, cu care a fost în grupă, iar în sferturi a trecut de Frankfurt, urmând să fie eliminat în semifinal de către Inter. Deci Teo 10 la un pas de finală Europa League. Haideți să vedem pe 10 cât de bine s-a descurcat. Nu atât de bine pe cât colegii săi din atac, dar totuși pentru un jucător de 22 de ani, 10 goluri, 4 asisturi în primul sezon, departe de România, este foarte ok. Totuși mă întreb dacă de ce a jucat ăsta Simic. A jucat 10 meciuri și totuși a fost destul de bun și el a dat 4 goluri, 2 asisturi. În fine, un sezon decent pentru Teo 10 și chiar cred că s-ar merita să mai stăm încă unul aici la Braga, pentru că nu aș vrea să mă duc la o altă echipă deocamdată. Sau vedem ce oferte primim și luăm după o decizie, dar cel mai probabil mai rămânem încă un sezon la Braga. Și Teo 10 cred eu că primește acum oferte din Premier League. Aston Villa și Brighton sunt pe urmele lui și sincer încă îmi plac ofertele astea, mai ales și de la Aston Villa. De Brighton nu știu ce să zic, pentru că nu cred că sunt adică nu cred că sunt la fel de bune, nu cred că e la fel de bună ca Aston Villa. La Villa l-avem pe Diaby, Jovic, Moreno, Mukhtar și Oli Watkins. Sunt trei atacanți care pe hârtie sunt la fel de buni sau poate mai buni un pic decât 10. Și în rest mai e Bailey aici, João Mario, John McGinn, Olmo, Tielemans, Warren, Zaire, Emery, ok, interesant. Mai e Bard, Conor Bradley de la Liverpool, Josco Guardiola venit de la City. Și în rest mai au vreun fundaș central? Nu neapărat. Și în poartă la în continuare pe Emiliano Martinez. Da, echipă foarte bună cea de la Aston Villa, mai ales pentru standardele noastre. Și Brighton, haide să vedem pe cine are Brighton în poartă. Are pe acest Lucas Mantella de 82, João Pedro în continuare la echipă, n-ar avea competiție neapărat pe post, 81 Barco, e un pic mai slăbuță Brighton, dar nu e nici foarte rea, defensivă, arată bine. Băi, eu zic să ne riscăm și să acceptăm oferta celor de la Aston Villa, pentru că zic eu că merită, mai ales uite acum 10 a făcut 80 overall, zic eu că ar avea șansă să fie titular. Așadar facem trecerea în Premier League, cel mai important campionat din lume, într-adevăr nu la una dintre cele mai bune echipe, dar la o echipă care se lupte cel puțin pentru top 6 și să sperăm că să se lupte și al nostru
Teo 10 pentru un loc ca și titular. L-avem pe Watkins aici, după cum vă spuneam. E Diaby, Warrenza in Remri și cred că să-l mut pe McGinn aici. Stai așa. Să joace Olmo, cea mea, cel mai bine ar fi pentru echipa noastră. Fundaș dreapta la Cobrelli, Vardiol și lângă el probabil Chambers. Da, pe fundaș central nu stau foarte bine, dar în rest echipa arată decent, chiar e decentă. Și haideți să-i dăm un nou development plan lui Teo 10, să sperăm că în continuare mai crește. Deja aproape de 23 de ani, nu mai are aceeași rapiditate, să zicem, creșterea sa, dar este într-adevăr un moment mai dificil. Trebuie să dăm și un mobile striker să continue să crească pace-ul. Și da, haideți să simulăm sezonul numărul 4 din cariera lui Teo 10. Așa băieți, am simulat și sezonul numărul 4 din cariera lui Teo 10. Suntem în Premier League la Aston Villa și am terminat pe locul 7. Nu prindem top 6, top 5 sau așa mai departe. Peste noi a fost Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Man United și Tottenham Hotspur, care câștigă campionatul. Ce-i drept, nu a fost așa mare diferență între noi și Spurs, cei care au câștigat campionatul. Brighton pe 13. În FA Cup am pierdut cu... nu mai contează. În Carabao Cup am câștigat competiția, deci primul trofeu a lui Teo 10 vine la Aston Villa. Am câștigat finala Carabao Cup cu Manchester City. La asta nu mă așteptam. Nu cred că am fost în vreo competiție europeană totuși. În Conference League nu, n-am fost nicăieri. Haideți să vedem câte goluri a marcat Teo 10 în acest sezon. Și 14 goluri. Uite că a fost titular peste Jovic sau cine mai era, Martinez. Nu mai țin minte. Păi, 85 overall, este foarte, foarte decent, 14 goluri, 3 asisturi. A fost Oli Watkins golghetul echipei, dar asta nu contează foarte mult. Este bine că în continuare Teo 10 crește la un nivel înalt și este momentul să ne gândim, de fapt nu să ne gândim, e clar. Aston Villa, deși ne ajută să câștigăm un trofeu, este prea mică pentru Teo 10, așa că vom pleca la o echipă pe măsura noastră. Avem două oferte interesante de transfer pentru Teo 10, una de la Internaționale Milan, o echipă care a luat Europa League-ul acum ceva timp, și una de la Arsenal, care îl oferă pe Kai Havertz plus 33 de milioane. Prima oară cred că să mă uit la Inter, pentru că în ea am cea mai mare încredere. Bine, hai, dacă tot suntem aici, Arsenal, hai să vedem. Arsenal, Domenico Berardi, ok, Martinelli, Lukman, Bukayo Saka. În regulă, echipă bună, Cătălin Cârjean, Harvey Elliott, Curtis ăsta interesant, Declan Rice, Odegaard, bună echipa celor de la Arsenal, trebuie să fiu sincer, și defensiva apare în regulă, iar în poartă în continuare l-au pe Ramsdale plus l-au luat pe Nick Pope, doar așa, să-l aibă. N-are niciun sens de ce l-au mai luat pe Nick Pope, în fine. Haideți să vedem și la Internaționale Milano. Ne la avem în poartă pe Carnesecchi, ok, atacant e Martinez în continuare, Richarlison a venit și el aici de la Spurs, Aslani, Fratesi, Barella, Cluj ăsta, Mitoma, Riquelme, Vermeeren, Calhanoglu, Bastoni a ajuns la potențial maxim, Rudiger e și el la echipă, păi nu știu ce să zic, e o decizie foarte, foarte grea. Să rămânem în Premier League, să mergem la Arsenal sau să facem mutarea la Internaționale Milano. Ce ar fi cel mai bine pentru Teo 10? Cred eu că... Arsenal n-a reușit să câștige campionatul. Stați așa, să vedem cine a câștigat Champions League-ul, doar de curiozitate, că dacă a câștigat Arsenal sau... stai, nu aici. Deci Champions League-ul a câștigat Arsenal, ok. Bun, da, cred că ar fi decizia bună să mergem la Arsenal. Cred că ar fi decizia bună, așa că Teo 10 rămâne în Anglia, schimbă echipa, merge la Arsenal. Așadar, Teo 10 merge la Londra pentru a semna cu Arsenal și haideți să vedem cum o să arate el în această echipă. Bineînțeles, e Havertz aici, l-am păstrat, am cerut doar bani pe 10, mai e și Scamacca, dar nimeni care să-i facă cu adevărat competiție lui Teo 10. Rice va fi CDM aici, Odegaard bineînțeles CAM,
Și lângă Ødegaard o să-l punem pe Havertz și așa putem juca cu cei mai buni. Din păcate Martinelli a accentat, să sperăm că să-și revină. Echipa arată foarte pe gustul meu, îmi poartă Ramsdale să fie. Și mai sunt rezerve ca Vieira, e și Cârjan pe aici și da. Haideți să-i dăm un nou development plan lui Teo, 10 să mai crească, să se apropie de acel 90 overall pentru a fi un concurent așa pentru balonul de aur, să zicem. Cred că să mergem pe Poacher în acest sezon. Da, mergem pe Poacher să crească finishing-ul la cât se poate de mult și simulăm sezonul numărul 5. Ajungem și la finalul sezonului numărul 5, suntem la Arsenal Londra, unde Teo Zeciu termină pe locul... What? Una dintre cele mai proaste decizii pe care le-am luat în istoria simulărilor de carieră. Plecăm de la Aston Villa la Arsenal și Aston Villa termină pe locul 4, în timp ce Arsenal termină pe locul 8. Luton Town câștigă Cupa Angliei, că Tottenham câștigă Carabao, iar în Champions League am fost pe locul 2 în grupa asta. În runda 16-a am bătut-o pe Barcelona, însă în sferturi ne-am învins Juventus, care este finalistă și va da piept cu Bayer Leverkusen. Inter câștigă Europa League-ul, deci dacă mergeam la Inter măcar câștigam un trofeu și sunt curios dacă Inter a câștigat și campionatul în Serie A. Nu, a luat Juventus, ok, măcar atât, măcar știu sigur că, bine, era mai bine la Inter, dar măcar n-au câștigat campionatul. Haideți să vedem însă cum s-a descurcat al nostru Teo Zeciu, pentru prima oară golghetă la o echipă, 89 de goluri, 89 overall, pardon, m-am zăpăcit, 27 de goluri, 2 asisturi, cele mai multe goluri date de până acum de Teo Zeciu, aproape de 90 overall și habar n-am, nu înțeleg de ce echipa asta s-a descurcat atât de prost. Ținând cont că aveau niște jucători foarte buni. Poate că sunt blestemați Arsenal și n-ar fi trebuit să vin aici. Asta e greșeala mea. O să plecăm imediat. Locul 8 în Premier League, total o umilință. Băi, și problema e că Zeciu a plecat de la Arsenal și cred că am găsit echipa la care a ajuns. Și anume Leverkusen, unde... da, 89 overall. E bine că a plecat de la Arsenal, dar totuși mi-aș fi dorit să aleg eu pe echipa cu care să semneze, așa că plecăm la Bayer Leverkusen. Cel mai probabil 10 avea un release clause, n-am fost atent și l-am pierdut. Ce-i drept, nu la la o echipă slabă. Leverkusen cred eu că a trebuit să fie destul de bună. Îl au pe Neymar, care a ajuns la 77 overall. La locul lui o să intre Barcola, 10, mai e și Salah aici, intră Sané în locul lui, Virț, Vitinha, Valverde poate intra titular, mai e și Van Dijk aici la echipă, dar intră Schlotterbeck, Donnarumma în poartă 90 overall, Militao fundaș central, Grimaldo stânga, Frimpong dreapta, în rest mai au și pe Bailey, uite, fost un coleg de la Aston Villa, eu nu știu, da, e echipă bună aici, nu știu dacă poate câștiga Champions League-ul, măcar să câștige campionatul în Germania. Să-i dăm din nou un development plan lui Zeciu, să ajungă și la 90 overall și cred că mergem pe target player. Da, cam așa, pe target player. Hai să stimulăm atunci sezonul numărul 6 al lui Teo Zeciu. Și bine că m-am uitat că iarăși avea un release clause de 287 de milioane. Mamă, hai să negociem să scoatem aia. Ajungem așadar la finalul sezonului numărul 6 cu Teo Zeciu la Bayer Leverkusen de această dată și haideți să vedem pe ce loc a terminat. E bine, da, pe locul 1, mă bucur, câștigăm primul campionat al lui Teo Zeciu, am avut un trofeu la Aston Villa, dar acum avem primul campionat din cariera sa. Cupa este luată de RB Leipzig și haideți să vedem Champions League-ul. Finala Barcelona-Atletico, All Spanish, foarte interesant, am fost cu Inter în grupa asta, întâlneam pe primul loc. În runda 16 am bătut pe italienii de la Lazio, însă în sferturi ne bat italienii de la Inter, care au fost chiar în grupa noastră și care au pierdut cu Atletico Madrid. Da, interesant și din păcate nu am reușit să câștigăm Champions League-ul, dar oricum este bine. Teo Zeciu ajunge la 90 overall doar, 25 de ani, goal getter 31 de boabe. Vedem aici și Salah, chiar dacă are 76 overall, a reușit 14 goluri.
ceea ce este foarte bine pentru un jucător de vârstă așa, 36 de ani. În fine, nu știu, cred că să mai rămânem la Bayer Leverkusen încă un sezon, nu cred că are sens să plecăm. Și dacă nu reușim să câștigăm Champions League-ul, atunci vom face o schimbare. Nu cred că va fi nominalizat nici la Balonul de Aur, de 10 ori overall prea mic, însă poate dacă se apropie de câștigarea Champions League-ului în anul acesta, vom vedea un Teo Zeciu Balon de Aur. Și băieți, am ajuns la finalul sezonului numărul 7, cred. Avem o finală de cupă pe care o pierdem cu Werder Bremen. Da, deci am pierdut Cupa Germaniei. Însă campionatul câștigăm din nou la 2 puncte de Bayern München, câștigăm și Super Cupa Germaniei. Cupa am pierdut-o, ați văzut și voi, cu Werder Bremen. Iar în Champions League, Barcelona din nou în finală. Leverkusen a terminat pe primul loc în grupa ei și a pierdut fix în runda următoare cu Juventus. Pare că echipele italienești chiar sunt călăi în simulările de carieră. Dacă nu joci în Italia, practic ești degeaba. Haideți să vedem câte goluri a dat Zeciu în acest sezon. 35 de boabe, 91 overall și cred că ar trebui să plecăm de la Leverkusen. Cred că am stagnat dacă am rămâne aici. Așa că vom vedea ce echipă și dorește pe Teuțu în sezonul numărul 9. 8, cred. Și prima ofertă pentru Teo Zeciu este o ofertă de împrumut pe care o primește de la Villarreal. Clar, nu, nu are niciun sens. Dar uite că nimeni alta decât Real Madrid pune pe masă 210 milioane pentru serviciile lui Zeciu și mai avem aici și pe Newcastle, dar nu ne mai întoarcem în Anglia, ne-am săturat de fotbalul englez. Haideți să vedem totuși cu asta, cu Real Madrid, cum facem? Cum arată Realul? Nu prea am văzut în Champions League și înțeleg de ce au portar de 7-70 de 72, da. Nici o șansă să acceptăm cu Real Madrid, sunt într-o situație nasoală rău. Și asta este interesant, Juventus Torino, echipa pe care am văzut-o câștigând seria și care a avut performanțe în Champions League. Haideți să vedem pe ce loc, ce echipă au, Mamaș Davili, Pepi, Nunez în atac, Chiesa, Chaibi, Fazini, Gravenberch, Marcos Llorente, McKinney. Nici ei nu sunt foarte buni, da. Bă, cred că dacă rămâne la Leverkusen o să câștigăm Champions League-ul, pentru că echipele astea mari chiar nu arată atât de bine. Teo Zeciu este nominalizat la Balonul de Aur, vedem înconjurat de jucători de la Manchester City, probabil că Haaland va fi Balonul de Aur, dar haide totul să vedem. Nu-mi vine să cred. Mamă, am dat skip. Teo Zeciu este Balonul de Aur. What? Mamă, este prima oară când fac greșeala asta, că nu mă așteptam să-l câștige și am dat direct. Am dat skip peste celebrare. Băi, ce mă oftic. Nu știu, nu prea are sens după mintea mea. Adică de ce l-a fi luat Teo Zeciu? Bine, nici Haaland, că n-a câștigat Champions League-ul, dar ziceam așa. Teo Zeciu la Balonul de Aur. Păi, da. Ok, hai să vedem ce se întâmplă la finalul sezonului. Doamne, nu vine să cred. Chiar nu vine să cred, e cea mai mare surpriză pentru mine. Nu m-a așteptat niciodată. Ajunge la finalul sezonului numărul 9 și avem finala UEFA Champions League. Cred că de departe cel mai surprinzător sezon. Tot am căutat o echipă la care să-l duc pe Zeciu ca să avem, nu știu, șansa să ajungem în finala Champions League. Și uite că asta s-a întâmplat. N-am primit vreo ofertă bună și am rămas la Leverkusen, am câștigat Balonul de Aur și acum jucăm finala Champions League în fața celor de la AC Milan. Și nu știu cum o să jucăm, probabil așa, Bailey, Zeciu, Barcola, Virts, Vitinha în continuare, Valverde și el aici. Da, haide să vedem dacă reușim să câștigăm UEFA Champions League și reușim la penaltiuri. Zeciu reușește să marcheze, nu reușește Milan să dea niciun gol din penalti, Zeciu a dat gol în minutul 15, dar nu mai contează. Cred că a fost una dintre cele mai ciudate simulări, dar și interesante pe de altă parte. Am reușit să câștigăm și Balonul de Aur și Champions League-ul în același sezon.
Iar în Champions League, ca să vă arăt așa, am fost pe primul loc în grupa asta, după aia i-am bătut pe Monaco 3-2, 3-2 am trecut și de Manchester United, 5-3 i-am bătut pe Inter ca să-i batem pe AC Milan în finala Champions League și sper eu că am câștigat și campionatul în Germania ca să fie totul frumos. Ei bine, da, 80 de puncte, Frankfurt a fost pe 2, Supercupa nemțească am luat-o, Cupa Germaniei o ia Hanovra, dar nu contează atât de mult. Haideți să vedem pe Teo 10 în ultimul său sezon cât de bine s-a descurcat. 24 de goluri, n-a fost goalgetter, dar nu tot timpul este despre a fi goalgetter. A fost un jucător important de echipă și asta a fost episodul, băieți. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul like și să vă abonați pe data viitoare. Am fost Leo, v-am pupat, ciao, ciao.